S-a dus vestea că la Crișin, județul Mureș, e hora în sat. Este un eveniment devenit deja tradiție, dacă ne gândim că prima ediție s-a derulat acum vreo 8 ani. Ștefan Costea a fost și de această dată artizanul evenimentului, iar acum domnia sa este cu noi aici la Radio România, Antena Satelor, pentru a ne depăna primele impresii. Bună ziua! Bună ziua, vă salut cu respect, domnule Bogdan Ionescu, și iubim mult și ascultăm Radio România, Antena Satelor, pentru că ne umple casele de frumusețe și de bucurii. Duminica care tocmai a trecut a fost un eveniment cât un festival. Da, cât un festival. A fost inițiat în 2014 de către preotul paroh Marius Moldovan și se vrea a fi un fel de readucere a tradițiilor a horei în sat, a portului popular în hora de urță. Asta încercăm noi să facem. Din păcate, vă spun cu durere în suflet, pentru că țin foarte mult la folclor muzical românesc și nu numai muzical, tot mai puține persoane de la an la an vin îmbrăcate în costume populare, că spun cu tristețe și cu durere enigma. Evenimentul a fost o reușită, a venit lumea, una peste alta cred că a fost bine. Am văzut pe afiși foarte mulți soliști, grupuri, ansambluri de dansuri populare. Da, păi am fost ansamblu Mureșu, cu orchestra live în aer liber, vă dați seama, și a sunat strașnic. Surorile cred Aurelian Suciu, Victoria Mețescu, Mircea Marcoș, care a făcut un spectacol de excepție, Daniela Vlad, Mihai Șuteu și așa mai departe. A fost totul frumos. Lumea s-a adunat, însă nu știu din ce cauze. Puțin intră în horă și mai mult stau pe margine, că na, nu știu. Eu am prins horele în sat, în Munții Apuseni, Comuna Horea, județul Alba, unde, într-adevăr, ai bătrâni stăteau pe margine, babele comentau că îi vedeau pe tineri cum joacă. Așa erau vremurile și era ceva frumos. Da. Și acum, iată, suntem în 2023 și lucrurile s-au cam schimbat, din păcate. Nu știu unde vom ajunge. Eu mai am speranțe pentru că văd mulți tineri talentați și, zgrozav. Turările Crețu, Bianca și Diana Crețu. De la media, sunt minunate, excepționale. Sper să țină linia. Poate și ansamblurile acestea de dansuri populare să atragă mai mulți tineri în joc. Da, și să știți că în țară sunt tot mai multe ansambluri de copii și tineri, neprofesioniste, dar de calitate și sunt tot mai multe. Și asta îmi dă o oarecare speranță. Ora în stat, o sărbătoare cât un festival la Crișin, în județul Mureș, foarte aproape de Sighișoara. Ștefan Costea, mulțumim pentru aceste informații și îți dorim să mai organizezi astfel de manifestări culturale. Sunteți cei mai frumoși colaboratori de ai noștri și nu de azi. De mult la mine în curte, Radio România Antena Satelor umple casa pentru că mă încarc sufletește și energetic ascultând postul și să știți că nu e un cuvânt gratuit pentru că eu nu vorbesc cuvinte gratuite. Mulțumim mult! Și noi vă mulțumim și vă așteptăm în Ardeal!